Bună seara, dragii mei telespectatori! Începem emisiunea Pixelul Albastru, emisiunea de revista presei cu care ne-am obișnuit în fiecare seară să discutăm, să analizăm revista presei locale despre știrile din Pașcani, din Hârlău, din Târgu Frumos, știrile naționale. Avem o știre de ultimă oră foarte, foarte, foarte bună. Autostrada care trece prin Pașcani pe lista de priorități. Și asta mă bucură nespus. Semne de bucurie pentru autoritățile locale din Pașcani și nu numai. Chiar vom avea autostradă. Doar după 25 de ani, chiar vom avea autostradă. Chiar vreau să o văd. Până acum câteva zile, doar în stadiu de propunere, proiectul legat de autostradă, de autostrada ce va trece prin municipiul Pașcani, a devenit o certitudine. Miercuri a fost aprobată în guvern, prin memorandum, strategia de implementare și prioritizare a proiectelor de transporturi, iar tronsonul de autostradă de la Pașcani la Bacău a obținut cel mai bun punctaj, ceea ce modifică prioritățile prevăzute inițial în masterplanul anunțat. În apropierea Pașcanilor se vor intersecta două autostrăzi, însă una dintre ele au urcat pe primul loc în rândul priorităților. Astfel, autostrada Bacău-Pașcani-Suceava-Ungheni, deci cea pe nord-sud, a obținut cel mai mare punctaj miercuri, iar cea de-a doua, de la Ungheni la Târgu Neamț, apare pe locul 4. E bine. Susținerea politică locală a fost menționată explicit în memorandum. Chiar senatorul Florin Constantinescu afirmase că noua variantă a masterplanului avantajează municipiul Pașcani și că lucrările ar urma să înceapă în acest an. Deoarece continuitatea pe traseu nu a fost un criteriu principal de punctare și selecție, o parte din proiectele aprobate miercuri nu vor fi cel mai probabil finalizate. Din acest motiv, nu va putea fi dat spre folosință întregul traseu. Este și cazul drumului expres de la Ungheni, care trece prin Iași spre Târgu Mureș și a cărui continuare de la Târgu Neamț spre Mureș apare în coada clasamentului. Asupra acestor hotărâri mai pot interveni, însă modificări. Până când Ministerul Transportului va putea prezenta întreaga strategie spre aprobare Comisiei Europene. În urma acestor investiții importante, municipiul Pașcani se poate redresa din mai multe puncte de vedere, acest proiect fiind o oportunitate pentru investitori, atât din zonă cât și din toată țara sau chiar din străinătate. Și mai este o știre care tot despre autostradă vorbește. Cum au fost prioritizate tronsoanele de autostrăzi? Pașcani, Bacău pe primul loc, Iași, Târgu Neamț pe locul 4. Și un pic spicuim, nu o spunem tot, că n-are rost, trebuie să discutăm mai mult. Tronsonul de autostradă de la Pașcani la Bacău a obținut cel mai bun punctaj în strategia de implementare făcută publică de Ministerul Transporturilor, document care modifică prioritățile prevăzute în masterplan. Tronsonul de la Ungheni la Târgu Neamț apare pe locul 4, dar continuare peste munți, Târgu Neamț-Târgu Mureș apare în coada clasamentului. Ministerul Transporturilor a făcut publice ieri cele două documente cheie ale strategiei României privind investițiile publice în transporturi pentru următorii 15 ani. Memorandumul care aprobă masterplanul general de transport și strategia de implementare, documentul care stabilește prioritizarea proiectelor. În ceea ce privește componenta rutieră, în memorandum este prezentat scenariul reieșit în urma analizilor, cu o ierarhizare pe bază de punctaj pentru cele 12 proiecte de autostrăzi și 18 proiecte de drum expres. În strategia de implementare, însă, ordinea de prioritizare este alta, iar punctajele proiectelor au fost modificate pentru a ajusta scenariul pentru implementare. Potrivit hotnews.ro, partea din strategia de implementare care stabilește modelul financiar pentru fiecare proiect încă este în elaborare și va fi finalizată în perioada ce urmează. Masterplanul a stabilit un scenariu recomandat cu proiecte ierarhizate după niște punctaje. Strategia de implementare a fost ajustată, iar prioritizarea proiectelor a fost alta. Așadar, în masterplanul, consultantul AECOM a identificat un scenariu care se bazează pe sustenabilitate economică, deci
pur și simplu să poți face, și un al doilea scenariu care se bazează pe sustenabilitatea economică și de mediu. În urma comparațiilor celor două scenarii, master planul se arată că scenariul sustenabilității economice și de mediu, care implică și componentă de mediu, este cel mai indicat pentru România în vederea implementării pentru viitor. În această variantă a scenariului, varianta finală a master planului propune o ierarhizare în funcție de un punctaj calculat pentru fiecare proiect ca urmare a unei analize multicriteriale AMC. Strategia de implementare a acestor proiecte din scenariul ES pe sustenabilitate economică și de mediu a modificat ierarhizarea în cadrul unor proiecte. Cum s-a schimbat topul și acum spune că, într-adevăr, în acest master plan, autostrada care trece prin Pașcani, Pașcani-Bacău, este pe primul loc. Bravo! Dar vedeți, investițiile în Pașcani se vor face depinzând foarte mult de ceea ce vor externul. Cum se face în exterior, ce planuri au cei din exterior și noi vom trăi. Că noi, dacă este să facem ceva pentru interior și să tragem bani pentru interior, pentru noi, facem și pierdem. Pentru că, uite, unul peste altul, primăria Pașcani a rămas fără apă. Urmează 10 de blocuri. Frumos! Frumos! Ia să vedem ce e asta. Culmea administrației la Pașcani, primăria municipiului, ceea ce ar trebui să fie un exemplu pentru cetățeni, a rămas fără apă. Bravo, mă! Bravo! De la primele ore ale dimineții, operatorul regional Apa Vital a închis robinetele pe motiv că instituția nu și-a achitat serviciile consumate în ultimele 8 luni de zile. Păi, dragii mei pășcăneni, dacă primăria a rămas fără, cum vreți să rămână cetățean? Tac! Frumos! Ia să vedem! Reprezentanții operatorului regional susține că administrația locală are de achitat 629.000 de lei și a refuzat să încheie contractul de furnizare. În pericol de a rămâne fără apă sunt și serviciile din subordinea primăriei, cum ar fi cantina socială, serele și piețele. Primăria recunoaște că are datorii, dar nu le poate achita pentru că nu are contract. Cum? Primăria recunoaște că are datorii, dar nu le poate achita pentru că nu are contract. Mai mult, administrația motivează că nu a încheiat contractul de furnizare deoarece nu are încă suprafețele exacte după care urmează să fie calculate costurile de epurare a apei meteorice. La un pas de a rămâne fără apă a fost și operatorul local de apă. Dragii mei, frumos, e frumos, mi-ai mai pomenit. Deci să vedem noi cum facem treaba la Pașcani. Echipele de debranșare au intrat în curtea societății Preservapa, dar paznicii nu i-au lăsat să ajungă la robinet. Directorul spune că factura a fost achitată și că de fapt Apa Vital trebuie să plătească serviciile de epurare. Mă, ce și-o trag ăștia, așa și-o trag la box. Acțiunile de debranșare se vor intensifica săptămâna viitoare. Operatorul Ieșean anunță că urmează acțiuni de amploare la blocurile unde locatarii nu au contractele de furnizare a apei. Aoleu, 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 aoleu. Frumos, 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 frumos știm să facem noi din administrația pășcăneană. Avem treabă, suntem pe geagichi. Măi, foarte bine, e minunat, adică e exuberant, e minunat. Uite așa facem noi, deci până la urmă ne-am tras-o și noi pe coajă, așa cum îi sfătuiam pe locatari, știi, pe cetățeni, spuneam, bă, nu plătiți, nu faceți contract, n-aveți contract, nu aia, și până la urmă, am primit niște puni, jbum, așa, știi, a venit Apa Vital și pa, 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 și acum ne-a făcut knockout și stăm pe jos și ne numără arbitru. 1, 2, 3, 4, hai, ridică-te, doamnă primărie, ridică-te, știi? Wow, 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 ce și-au luat ăștia. Wow, așa și-o vor lua, cred că, și la Insta. Nu spun, nu, eu nu sunt judecător, dar la felul cum au bolmojit-o și cum au făcut-o. Aoleu, ce și-o vor fura. Aoleu, aoleu, aoleu. Bă, cum? Doamne, iartă-mă.
faci proiect, semnezi, te aliniezi cu celelalte 104 localități, Arsacis, chestii, pac, trestii, de prins, facem, vin milioanele, semnăm, ne bucurăm, hotărâre de consiliu și deodată organizăm 3-4 oameni, societate, pac, civilă, chestii, pac. În loc să mă ocup de asociații locale, de treburi, de cetățean, cum să-l sfătuiesc, cum să-și facă contractul, cum să-i fie mai bine pentru el, că oricum, dacă am intrat într-un joc cu apa vital, pe județ este singurul care distribuie apă, deci nu mai sunt altele cu care să putem prinde investiția. Dacă ar fi 6-7 firme, bă, da, nu mai stăm cu apa vital, mă duc cu ăilalți. Dar nu, e singurul. Unu. Ăsta e apa vital. Unu. Ăsta primește fondurile de la Uniunea Europeană. Ăștia fac investiții și în Târgu Frumos, și în Hârlău, și în Pașcani, și în Iași, și în alte comune. Păi, până ăsta care e singurul, nu ăsta îi tragem noi preșul să nu vină să investească în Pașcani. Deci după ce ne-am dat și am spus, da, mă, mergem cu tine, după asta că când ne căcăim, nu putem, nu avem, nu trecem, nu dăm bani, nu așa, nu pe nimic. Văleu, ăsta măsoară tot. Și ce facem noi cu apa care o șușanim, care o învârtim, care o așa? Că ăsta măsoară tot și plătim tot. Văleu, și rămânem fără apa aia care... Da? Da? Și rămânem și fără apa aia la alte care... O puneam așa, așa o plăteam. Da? Și numai în subordinea noastră? Și nu mai putem să-l dirijăm pe apa vital să ia ceva apă și pentru noi și pentru așa și... Baoleu, nu-i bun. Nu-i bun. Dar băieții și-au luat-o. E bine, mă. E bine. Dacă n-au plătit, că n-au contract, dacă până... Deci nu-i Moș Crăciun? Nu? Așa ne sfătuia. Bă, lasă-mă că ce-ați consumat la Moș Crăciun? Deci la primărie nu a venit Moș Crăciun? Nu i s-a plătit de la Moș Crăciun? Nu. Eu zic să-i fac o scrisoare lui Moș Crăciun și să-i spună, dragă Moș Crăciun, așa se scrie, dragă Moș Crăciun, te rugăm să ne trimiți bani pentru apă. Sau să ne trimiți apă din cer. Pentru că noi am fost copii cu minți, am învățat poezii și am dansat frumos. Și am și cântat cu codițe. Ne-am pus codițe și am dansat. Bă, oameni buni, ăștia nu sunt la locul lor, bă, ăștia nu știu să-și administreze ei lor. Cum îi mai lăsăm să administreze ei pe noi? Să ne administreze ei pe noi când ei nu se administrează pe ei? Păi, uite, se face autostradă lângă Pașcani. Se face autostradă. Cum îi lăsăm noi pe ăștia... O să treacă autostrada așa pe lângă noi și investiții cu totul pe lângă noi, că ăștia nu au fost în stare investițiile care au venit în Pașcani, pe contracte semnate cu Pașcani și pentru noi n-au fost în stare să le ia. Apoi cu alții care, știi, autostrada trece pe lângă și noi trebuie să profităm de ocazie, să ne legăm cumva, să avem, să... Bă, ăștia cu banul în mână, știi, îl număr așa, ia, 1, 2, 3, iai. Băi, nu sunt în stare să-i pună mâna să ia. Ăștia nu sunt în stare. Dacă nu sunt în stare ăștia să ia banul și să-l tragă în coașe, să fie și să-și respecte punctele pe care le-au avut în programul lor. Voi vă dați seama, dragii mei pășcăneni, că nu sunt în stare să ia. Ce să mai vânezi tu niște bani care trec pe acolo, știi? Bă, tu n-ai pus în stare să iei pește de pe masă pentru care ai semnat milioanele de euro în investiții. N-ai fost în stare, știi? Acum îi strec așa pe niște cărnăciori de bani pe sub nas, cu autostrada și adulmeci și ai să fii în stare să iei pe aia de pe Teșghia, că așa e autostrada, o Teșghia, pe care tu te duci frumos și te agăți cu ceva. Oarecum. Oarecum o să rezolve ei? Cum o să rezolve? Că autostrada e minunată. Autostrada, știți ce reprezintă pentru Pașcani? Reprezintă o sursă inepuizabilă, dacă o pot spune așa, o sursă inepuizabilă de venituri. Firme mici, mari din Pașcani
cu oameni cu biluța coaptă și care simt mirosul banilor, imediat se racordează la așa ceva. V-am spus, sunt firme, firme care lucrează din pașcani, firmă care lucrează în metal, printre care și Uzina, și Proinvestul, și altele, nu trebuie să... Dar astea sunt cele mai mari, care lucrează în metal. Păi astea au nevoie de contracte pentru a... Știi cum? Au nevoie și contracte direct în autostrada respectivă, efectiv, la balustrade, la orice au nevoie. Efectiv fac piese pentru așa ceva și au nevoie și de contracte pe lângă autostradă. Deci la autostrada respectivă, se, pe lângă ele mai vin, eu știu, orice se prind pe lângă. Până când și barierele alea pentru tangențiale care trebuie să intre pe autostradă. Până de toate, de toate, de toate. Eu știu, uite, plasa care trebuie pusă pentru a ține asfaltul. Eu știu, pietriș și altceva ce trebuie pentru ridicarea și supraînălțarea autostrăzii față de nivelul obișnuit. Când dormeai să lași autostrada, să faci totdeauna mai sus. Dacă plouă, dormeai să mergi cu o mașină prin apă. Trebuie ridicată mai sus de toate, nu știu, sunt pentru firmele de industrie ușoară din Pașcani și pentru alea e bună. Am spus, oamenii lucrează în salopete. Oamenilor le trebuie mâncare. Oamenilor care lucrează acolo construiesc șantiere. Oamenii sunt încartiruiți când sunt șantiere în containere de lucru. De toate, de toate, de toate se pot face. Firma care face containere, firma care face balustrade, firme care fac echipamente de protecție. Oameni, șantierul, efectiv, oameni care lucrează acolo cu autogredere, cu excavatoare, cu toate cele care sunt acolo, oameni efectiv, și dacă sunt de aici, nu o să vină ei din Timișoara sau îi aduce americanul de la Bechtel, crezi că îi aduce pe american să lucreze aici și să facă autostrada? Nu, vor lucra pășcăneni, că până la Moțca. Face naveta cu mașinuța. Acolo se duce, reușește. Din jurul Pașcanului, din jurul Pașcanului, imediat vor sta, vor lucra cu navetă, din luni până sâmbătă. Duminică se duce acasă și vine iar luni la serviciu. Așa, așa. Și dacă oamenii au bani și vin și cheltuie, unde vor cheltuie? În Pașcani. Vor merge și buticurile, și magazinele, și supermagazinele, vor vinde. Că omul va avea bani și va avea atunci un să bage mâna în buzunar, să facă, ia să vedem la copil ce îi luăm, ia să vedem la nevastă ce îi iau, ia să văd, poate beau și eu vreo două beri și are de unde, dar acum se uită și se uită, așa că milogul traiste, băi, n-am. Buzunarele goale, n-am. Nu iau aia, nu mai cumpăr aia, nu cumpăr nici aia, mă duc acasă. Autostrada e o mină de aur care trebuie exploatat. Și Roșia Montană, Roșia Montană e pic. Pentru Pașcani, trece pe aici, e pe primă fază, e pe primul loc. Wow, e minunat. Dar cei care sunt oameni de afaceri în Pașcani știu acest lucru. Se vor duce întins, vor ști cum să prindă contractele. Nu e de ei, e de administrație. Că administrația nu știe să facă, să-și respecte un contract gata făcut. Administrația nu știe când i-au venit bani în buzunar, i-a refuzat. Că nu, că au venit câțiva oameni și n-au mai vrut cu apa vital și am pierdut banii. Și am pierdut și șantierele de lucru în Pașcan pe străzi, unde se puneau... Poate că, știi, își aduceau aminte de vechea... Eu mi-aduc aminte când era primar Rățoi și venea primar Rățoi și promitea, înainte de alegeri, punea pe câte o stradă, așa, punea tuburi. Le punea pe trotuar, toate tuburile, așa. Și vinea la oameni, vă aduc apă, uite, mă aduc apă, eu aduc apă! Și făcea așa. Treceau alegerile, erau ales
Și după aia, imediat, la o lună după ce era ales, lua tuburile de pe acolo. Nu o mai făcea niciun fel de șantier, nu mai aducea apă. Gata, și vedea ales. S-a ales. S-a primar. S-a marele primar. Și vrei să mai dau, e? Și vrei să mai dau ceva, e? Și gata, au rezolvat-o domn primar. Gata, el era domn primar. E, da. Întindea tuburile. Oamenii îți ziceau, unde e cat să vă dau, când îi dă apă primarul. Nic, ioc, minciună curată. După aceea strângea tuburile că nu mai făcea. Nu mai aducea, nu mai avea bani. Nu mai făcea, nu mai dregea, nici nu a avut de gând să facă. Adică, asta e administrația noastră la Pașca. Că-s prieteni toți acolo, uite așa, învârtiți, îmbolmojiți, încartiruiți, înfrățiți, împrieteniți, din toate, din toate așa, strânși, așa, legați cu lanț între ei, puternic, și toți să învață unul pe altul cum să facă, să promită și să nu facă, nu să țină de promisiune. Să promită mare, așa mare, o mămăligă mare o promite la pășcănean, plin așa, știi, cu smântână pe deasupra, cu de toate, știi, să-i facă pășcăneanului să-i salivieze gura. Și la sfârșit eu e din față, nu mă se mai poate, că degeaba, lasă, niște postmagi. E nemaipomenit cum judecă administrația asta a Pașcalului 20 ceva de ani și cum ne ține, ne ține, știi, așa, băi, strâns, cu botniță. Băi, să nu cumva să mirosăm ceva, să nu cumva să profităm de ocazie, să nu cumva să profităm din niște investiții, să nu cumva să le avem. Na, că-i băia, dar cumva Pașcanul este ridicol leacă. Și dacă cumva muncitorul din Pașcani are și el mai mult de 10 milioane de lei salarii, băi, avea, nu pute, nu se poate. Nu se poate să aliniați toți așa la preț și la salar și nu cumva să-i dei 2 milioane în plus. Na, nu trebuie, nu are cum, nu se justifică, nu se poate, nu are așa, nu are pe dincolo. Și să învârte, și să frăsui, și să... Doamne, 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 Doamne. Și dacă cumva o investiții, merge să deschide un șantieraj, să face așa, băi, merge chestia aia, să vede, semnăm. Nu cumva să-și facă treaba și să arate populației de aici și cetățeanului din Pașcani că este bip cu investiția aia. Nu cumva, nu. Numai tot felul de șopârliții, de șopârli, de șopârlangii, de zvonuri și răspândaci, că nu se plăte. Nu plătiți, băi, că e mai de la Moș Crăciun, aveți contract, bă, nu plătiți, băi. Ați mai că nu o să vă facă nimic, băi, nu o să vă... Uite, poftim, foarte bine. Le-o luat apă. Nu aveți, nu o să facă, nu o să dreagă. Uite, mă, că le-o luat apa, mă. N-ai plătit? Ți-au luat, mă. Păi aici ne jucăm cu economia de piață. Economia de piață, orice patron și orice om, întreg la minte, știi că dacă o dat pixul ăsta și l-a făcut și l-a vândut, trebuie să iei bani pe el. Că dacă îl dă, el o cheltui bani pentru pixul ăsta și l-a dat și nu l-a bani pe el, păi s-a dus în faliment. Că n-are de unde să trăiască. N-are de unde, de unde să trăiești. De unde să trăiești dacă tu ce-ai produs, n-ai luat bani pe el înapoi. Și să spune că e la Moș Crăciun. Nu-i la Moș Crăciun. Moș Crăciun, v-am spus, dragii mei pășcăneni, vine la copii. Așa, frumos, când îi învățăm pe copii să vină la brăduți și punem cadouașele de sub noi părinții. Deci noi părinții suntem Moș Crăciun, da? La copii și îi adunăm la copii și le spunem, ia învață tu o poezie, ia fii tu cu minte. Pentru că dacă nu ești cu minte, vine Moș Nicolae cu o vărguță, cu cărbunii, cu nu știu ce. Dacă ești cu minte, vine Moș Nicolae, îți aduci ghetuții, vine Moș Crăciun, îți aduci cadouași, vine Moș, zâna măseluță, cine mai vine? Și asta, zâna măseluță, Moș Crăciun, Moș Nicolae și tot iepurașul de Paște și toate astea sunt legendele noastre, miturile noastre, ca să-i educăm pe copii. Să-i facem mai buni, să-i facem să învețe niște poezii, să-i facem cu minți. Dar dacă noi credem în Moș Crăciun și oameni întregi la bilă, păi ne-o merităm. Dar e frumos că ăia care au spus, știi, lasă-i nu plătiți, că rămâne un Moș Crăciun, le-o tăiet, pac, frumos, ca să vadă care e Moș Crăciunul, de fapt. Ca să vadă care e Moș Crăciun. Ia să vedem. Na,
N-au cum? Păi stai că să vedeți că de fapt n-am plătit apa meteorică, nu-i să... Băi, tatu, băi, tu ești acolo, trebuie să știi, pentru că închei un contract, nu că stai pentru apa meteorică, n-ai făcut sau ceva. Păi toate punctele trebuie să le ai, și pentru apa meteorică, și pentru apa nemeteorică, și pentru aia consumată, și pentru aia epurată, și pentru aia neepurată, și pentru toate. Tu de vizul frumos să-l vezi că ești specialist. Ești specialist în administrație, așa te lauzi de 20 ceva de ani. Ești specialist și chiar dacă n-ai fi specialist, te-ai specializat de 20 ceva de ani acolo, tu te-ai specializat în administrație. Ești doctor docent în administrație. Păi dacă ești doctor docent în administrație, păi fă bă administrație, bă, nu fă niște, nu știu cum să le spun, niște încurcături, niște... Păi ziceam, băi, dacă este unul care de-abia acum s-o parașutat, de pe lună, de pe Marte, de pe Jupiter și de pe Saturn în același timp. Și s-o parașutat așa. Au venit Pașcan. Se uită în Pașcan, trage așa o roată. Unde e primăria? Aici! Gata! Am așezat. Am venit administrator în Pașcan. Ce-i Pașcan? Un oraș. Câți locuitori are? Are locuitori, da, da. Are și școli, da, are și școli. Are și fabrici, are și uzini, are da, da. Nu știu nimic despre Pașcan, nu? Atunci, are apă? N-are apă? Are unul din ăsta, oligofren din ăsta, dacă... Băi, l-am pus acolo, nu știe nimica. Băi, pe ăsta normal. Ce vrei să facă, săracul? Sus, spăriet, nu știi cum... A venit apa vitală peste el și... ce să fac cu el? Păi pe unul din ăsta îl cred. Cât de cât îi dau niște circumstanțe atenuante, știi? Băi, nu știi ce salea, nu știi ce aia cetățean, nu știi ce aia hotărâre de consiliu, nu știi ce aia un consiliu, nu știi ce aia o hotărâre, nu știi ce aia legislație, nu știi ce aia contract, nu știi ce aia regulament, nu știi ce aia firmă de prestări servicii, nu știi, bă, și trebuie să-i spui și trebuie să-l... Păi faci o greșeală și să-i faci. Mai faci o greșeală, a doua oară poate nu o mai faci, au făcut-o și a doua oară, poate a treia oară nu o mai faci, vezi că de fapt nu mai făcut a doua greșeală aceeași, o făcut altfel. Băi, și pe ăsta îl cred, e venit așa, ploua, căzut, buh, o venit aici și aia și dați-mi și mie să semnez. Și să semnez, da, semnez, pe unde ăsta îl cred, băi, n-are, dar ăștia, păi ăștia-s de 25 de ani. Din 90 încoace, dacă ne uităm pe tăti ziarele, pe acolo, la locurile lor, pe semnăturile actilor vechi, pe toate, păi sunt numai ei, mă. Ba erau vice, ba era primar, ba era secretar, ba era prim-secretar, ba era director din asta, de firmă regională, ba era... Erau ceva acolo, erau mereu, erau și sunt mereu și sunt. Bă, ăștia sunt, tot ei sunt. Păi atunci, ce să le ceri, băi? Că trebuia să fac ca lumea, trebuia să știi. Băi, cetățeanul trebuie să aibă aia. Dacă fac așa, trebuie să fac. Băi, trebuia ei să ne dea lecții. Adică, nu să venim noi să... Știi? S-o spărie, cred că, săracii. Au venit oamenii. Păi noi reprezentăm societatea civilă care debea în funcție... Acum am pus-o pe... A, știi? Nu mai vrem apă cu apă. Băi, stai, bă, ulea, că nu vrei apă vitală. Stai un pic, eu am aici, am niște bani. Cetățeanul îi pierde. Facem aia, îmbunătățim aia, hai să mergem. N-a existat așa ceva la ei. Doamne, Dumnezeu, nici n-au vrut să-i fie. Eu tare cred că ei n-au vrut acești bani. Nu-i administrau ei, nu reușeau ei să pună mâna pe ei, nu erau pentru ei, nu au făcut pentru Pașcani. Că altfel nu pot să-mi dau seama de ce au ratat o sumă așa de mare. Și, într-adevăr, niște servicii buni pentru Pașcani. Eu nu pot să-mi dau seama. Și uite Pașcani, primăria Pașcani a rămas fără apă. Bravo, mă! Dar uite că urmează și zeci de blocuri. Și asta nu-i bravo. Asta nu-i bravo. Deci la primărie, dacă i-a tras așa două palme educative, pa, pa, bă, trezăște-te, poate s-o trezit sau poate să va treze, dar pentru că urmează și zeci de blocuri, asta nu știu dacă e chiar vina cetățeanului. Dar hai să mai discutăm, uite, o importantă știri, administratorii firmei unui senator pășcănean nu mai au acces la fondurile societății. Și vă citesc așa un pic. Senatorul
Ieșan, PSD, Florin Constantinescu, păi senator Pașcanean, nu? Din Pașcani, și partenerii săi de afaceri de la ACK Fluid Pașcani au primit interzis la fondurile firmei unde sunt acționari după ce au manageriat defectuos compania și au dus-o în insolvență. Liquidatorul firmei, management reorganizare lichidare prin Corneliu Mititelu, a obținut recent avizul judecătoresc sindic de a se ocupa personal de încasările și plățile ce urmează a fi realizate în cadrul procedurii. Admite cererea formulată de administratorul judiciar management reorganizare lichidare SPRL în contradictoriu cu debitoarea SC ACK Fluid SRL Pașcan și în consecință ordonă ridicarea în parte a dreptului de administrare debitoare SC ACK Fluid SRL Pașcan în sensul că efectuarea ulterioară a operațiilor de încasare plăți prin și din caserie, respectiv conturi bancare, se va face doar prin intermediul administratorului judiciar management reorganizare lichidare SRL, cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, se arată în decizia instanței, publicată la începutul acestei săptămâni. În motivarea cererii, Mititelu susține că administratorul special al firmei, fără a întreprinde acțiuni premeditate de prejudicierea debitorului, a dat dovadă de un management defectuos care a generat pierderi însemnate din averea debitoare cu consecințe nefaste asupra procedurii de insolvență. Pe de altă parte, măsura întocmirii documentației privind constituirea și utilizarea fondului de garantare în vederea plății creanților salariale a fost luată în urma protestelor foștilor salariați ca urmare a neplății dreptului acestora pe o perioadă îndelungată, se arată în plângerea lichidatorului. Analizând motivele invocate de Mititelu, instanța a reținut că, într-adevăr, se constată un management defectuos care a dus la acumularea unor datorii foarte mari ale firmei și că se remarcă o situație socială dificilă în condițiile în care, neexistând fonduri pentru plata salariilor, angajații în număr semnificativ nu și-au mai încasat retribuțiile de mai bine de o jumătate de an. Bă, dar ăștia au muncit. E exact cum bancul de-aseară. Bă, tu îi mai plătești? Nu, bă, nu îi plătești. Și vin la serviciu? Da. Și lucrează? Da. Păi hai să-l luăm o taxă, poate facem și noi un ban. În acest sens, există posibilitatea ca AJ OFM Iași să aprobe sume de bani pentru plata retribuțiilor din fondul de garantare, a menționat în sentință judecătorul sindic. Trebuie menționat că instanța a ridicat doar în parte dreptul de administrare a firmei, ceea ce înseamnă că administratorul judiciar se va ocupa doar de partea financiară a firmei, în timp ce activitatea specifică va rămâne în sarcina administratorilor de drept. Potrivit tabelului preliminar de creanțe, firma deținută de senatorul Florin Constantinescu și de cei doi asociați ai săi, Aristotel Cațighera, opa, și Neculae Agricultor, are destituit creditorilor peste 7,5 milioane de lei, din care 195 de către ei însăși în nume personal. Cel mai mare sume au de recuperat la firma senatorului Constantinescu, Banca Comercială Română și Statul Român, prin Direcția Regională de Finanțe. Bă, dar ăsta Cațighera, nu cumva vrem să-l punem director la apă sau la ceva pe aici, pe la noi? Un director de regie, ceva, a? Bă, e bun, bă, ce am spus eu? E bun, mă. Înseamnă că el, dacă a făcut un management defectuos la firma lui, bă, la firma lui a făcut management defectuos. Eu așa privesc din exterior, eu nu știu ce a fost în acte acolo, că nu mi-a adus actele domnul Constantinescu, domnul Cațighera și domnul Graviloaie, văd, nu. Dar uite aici în știre, așa spune și că instanța spune că este management defectuos. Păi, dacă e management defectuos la firma ta, unde te doare banul, mă, că banul, dacă e la firma ta, te doare, te ustură. Dacă l-ai pierdut, ustură, văleu, că a muncit pentru el. Dacă pe banul ăla care ai muncit pentru el, că așa se spune, nu că e firma ta, ai pierdut banii, te ustură. Văleu, te ustură ca cu ardei iutii. Văleu, am pierdut banul, ia meu, cum mă mai fac? Păi, dar pe banii noștri, a pășcănenilor, atunci îi dăm să facă management bun, adică la firma lui a fost cu management defectuos și a pierdut banii și s-a dus în cap cu firma. Acum vine la firma noastră pășcăneană să facă management defectuos și aici, pe banii noștri? Doamne! Unde ești tu, țepeș, Doamne, ca punând mâna pe ei, la 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 și la la la. Așa spunea Eminescu. Două vești, una bună autostrada, una
CH cu primăria care nu mai are apă și una CH cu firma bună a unui așa, care administrator, care așa, care senator, care management defectuos, care să vedeți că nu mai avem bani. Și noi, ca să nu ne trezăm și noi că nu mai avem bani, îl rog și noi pe colegul nostru să ne pună un pic de publicitate, pentru că trebuie să avem bani și noi să trăim. Publicitate, te rog. Cosarom. Savurează diferența. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii, reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. Cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. Dacă aveți nevoie de ferestre și uși, TJ Termpașcan oferă cel mai bun raport preț-calitate. În showroom-ul deschis de curând pe strada Ștefan cel Mare din Pașcan găsiți o gamă diversă de uși de interior și exterior fabricate din materiale de primă calitate. Ferestre din PVC cu două sau trei straturi de izolare termică și fonică superioară, fațade rezistente la condițiile atmosferice, prețuri de producător, calitate garantată. Fabrica de ferestre și uși TJ Term, partener VECA. Pentru relații și comenzi ne găsiți la numerele 0232711988 0722433503 sau pe pagina de internet tjitern.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Bine ne-am regăsit în emisiunea noastră, Pixelul Albastru. Am vorbit despre administrația noastră, despre modul cum știm să gestionăm noi, comunitatea și șefii noștri și administratorii noștri și cum să le mai spun, sunt oameni foarte pricepuți în administrarea banului, atât de pricepuți încât nici banul lor n-au știut să-l administreze. Ce știe să administreze? Na, ce zi faci? Păi, hai să strângem mână la mână să-i salvăm săracii din noi. Pune un leu fiecare pășcănean. Hai să salvăm pe domnul, firma domnului senator
Vai de mine, aia vă rog eu frumos, și să, na, hai să-i dăm, să le dăm la ăștia, să le dăm, măi, cât mai multe funcții mari, să le dăm în pașcanul ăsta, să le dăm funcții peste funcții și să-i alegem în cele mai înalte foruri de conducere a orașului, cu cât mai mari salarii, că ăștia-s buni, mă. Măi, banii lor și eu pierdut. Nu-i nimica, nu-i nimica, nu-i nimica, nu-i zdarnici. Nu-i nimica, lasă, hai să îi dăm și să-i punem pe cai mari. A, bă, să-i punem pe cai mari și să ne lăsăm pe mâna lor. Și după aceea să vedem noi, deși n-avem, deși n-avem apă, deși n-avem canalizare, deși n-avem drumuri, de asta n-avem. Că tot i-am pus pe deiște. Tot pe deiște i-am pus și inima așa. Pac, 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 o toca banii noștri. Bă, dar o toca fabricile, o toca bani, o toca locurile de muncă, o toca tot și noi tot pe ei îi punem. Și noi după aceea stăm și ne gândim că apa vitală e vinovați, că ăia-ți vinovați. Băi, că-s vinovați ăia, că-s vinovați, că-i Dumnezeu din cer vinovat, că nu-i Dumnezeu din cer vinovat, că-i Dumnezeu Papa Pius de la Roma, că-i vinovat. Băi, dar numai administratorii noștri nu-s vinovați de vreo 25 de ani încoace. Ăștia n-au nicio vină, mă, ăștia. Ăștia-s curați ca fecioarele, îngerași de oameni sunt, papă bani și-a lor și-i termină, și pe aia nu știu să-i țină ca lumea. Nu știu ei, firma lor să-și o... Nu, să ducă în cap și cu firma lor. Așa se hămesesc când se hămesesc, știi? Ca hulpa a avut ceala. Se duc și se duc acolo. Pac! Credeu ei că fac ei bani. Cred că nu o trați apă cineva, îți dai seama. Eu rămas așa de datori. S-o dus înainte. Bă, fără un plan de rezervă, planul B, planul B, dacă ăsta nu mai dă bani. Încerc să mă redresez și eu sau dacă văd că nu-mi dă bani, nu-mi mai fac la 20% din producții, m-am dus și i-am dat și am văzut că începe să nu mai dea bani, nu-mi mai fac. Și când mi-a dat, atunci îi fac. Și în felul ăla îl determin să-mi dea, nu mă duc. Fac tot, mă duc înainte așa, îi fac producții și după aceea și când să-mi dea banii, mă trezesc că am consumat material din magazin, că am plătit oameni, că am făcut și am rămas falit. Și aștept să-mi vină o sumă pa, care visam eu când dormeam noaptea cu soția lângă mine. Și visam că voi fi bogat. Și acela face, mulțumesc că mi-ai făcut piesele, mulțumesc că mi-ai făcut producția care mi-ai dat-o, eu am vândut ceea ce am vândut, am luat banii și ții, ți-am tras o țapă așa aia, știi, ca la pe timpul lui Vlad Țepeș. O țeapă frumoasă, netedă, intră în ea, domnule, și stai în țeapă. Păi, na, pe ăștia să-i punem, că poate ne trage încă o țapă la apă, încă o țapă la gunoi, încă o țapă la termoficare, încă o țapă cu străzile, încă o țapă și ne pune și ne înțapă pe noi, așa, cred că o să ne facă drum de țăpi, uite așa, o să fie pașcani țăpi, țăpi după țăpi, o să avem țapă. Țapă tot o să avem, că doar 9 milioane și ceva de euro acum câțiva ani țapă, acum 12 milioane țapă, că doar dacă nu-s banii lor, țapă. Uite, ca doamna Udrea, cum dădeie țapă, știi? Detalii halucinante despre Elena Udrea, discutăm și despre țapa, despre țapa națională, numai țapa locală. Țapa locală e așa, așa, uite așa e. Da, țapa națională, mă scuze, uite așa, uite așa, uite. Uite așa. Detalii halucinante se regăsesc în motivarea deciziei înaltei curți de casație și justiție din 25 februarie, prin care Elena Udrea a fost arestată preventiv pentru 30 de zile în dosarul Gala Bute. Funcționarul din Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului erau obligați de Elena Udrea să participe la ședințe lungi în noapte pentru a găsi modalități de încheiere a contractelor pentru Gala Bute, iar unii dintre ei chiar au plâns la aceste întâlniri. În timpul dezbaturilor din instanță, procurorul de caz a declarat că Elena Udrea a făcut presiune asupra subordonaților să încheie contractul pentru Gala Bute, deși aceștia i-au spus că există prevederi legale care împiedică semnarea acestui contract. Bă, când e vorba de furăciune, bă! Bă, stăm și până noaptea târziu, bă, să furăm, bă! Să facem ceva inegalitate, stăm până noaptea târziu, ne strofocăm, plângem, ne fale, trebuie să furăm. Dar când e vorba să facem pentru cetățeanul român ceva, păi nu avem timp, nu avem bani, tăiem salarii, tăiem pensii, nu se poate, nu avem cum.
Nu există. Ăla e vinovat. Celălalt, bă, exact aceeași politică de sus până jos, aceeași unsoare, aceeași... Îți vine să nu știu cum, să te speli și cu săpun de 20 de ori și apă fierbinte, nu caldă. Fierbinte așa, să se ducă și un strat de piele, ca să scăpi de unsoarea asta, care o simți, care o vezi, care este, nu știu, e tare slinoasă. Doamne, 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 câtă slinoșenie, câtă slinoșenie, când o să scăpăm noi de slinoșeniile astea? Și vă mai spun despre o știre de data aceasta din exterior, tragedie culturală în Irak. Teroriștii ISIS distrug cu barosul statuii vechi de 3000 de ani. Și arată acolo o fotografie video cu niște, cum să-i spun, of, Doamne, nu știu, că nu au oameni, nu sunt ăștia. Gruparea jihadistă Statul Islamic a difuzat o înregistrare care arată cum militanții extremiști distrug cu mai multe sculpturi preislamice la muzeul din Mosul, din nordul Irakului. Jihadiștii sunt filmați cum doboară statui vechi de 3000 de ani de pe soclul lor și le distrug cu lovituri de baros. Într-o altă scenă, ei folosesc un perforator pentru a desfigura un impozant taur asirian din granit la situl arheologic de la Poarta Nergal, din Mosul, oraș aflat din vară sub controlul jihadiștilor, mă iertați. În înregistrare se vede cum militanții vandalizează colecțiile muzeului din Mosul, în care se află obiecte cu valoare inestimabilă din perioadele asiriană și elenistică. Uai de mine! De atât cu mai multe secole înainte de era creștină. Credincioși musulmani, aceste ruine sunt din spatele meu, sunt idoli pentru popoarele din trecut care le adorau în loc să se închine lui Allah, declară un jihadist aflat în fața camerei video. În urma atacului, Irina Bokova, directoarea generală a UNESCO, a solicitat o reuniune de criză a Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite. Bă, ce să le cer la ăștia? E istoria lor acolo, mă. E istoria lor acolo. Niște oameni de acu 3000 și ceva de ani, păi au lucrat, se închinau la idol, ce să le faci? Păi, Mahomet, nici sămânță de Mahomet nu era pe vremea aia. De unii, că nu se închinau la Allah și nu venise Mahometul lor atunci. Păi vă dați seama cum judecă ăștia. Așa? Așa, pe viu, cu noi, unul de la în fața ta, cum judecă? Diferență de cultură, uite așa, de la cer la pământ. Ce-s-li cer la ăștia? A fost zona aia a Irakului. A fost o cultură și o civilizație, wow. În Europa, de-abia făceam foc. Și ei n-aveau nicio treabă. Ei aveau stat și imperiu pe vremea aia. Și noi, și ei acum, uite, unde s-au întors. Uite cum s-a întors roata. Uite unde s-au întors, de-au ajuns, parcă sunt niște Allah. Eu n-am spus nimic de religia lor, am spus de ei, cum vandalizează. Când popoarele de pe atunci nu se închinau, se închinau la idoli. Păi la ce vei să închini? Că n-a părut să... Dumnezeu era, dar căzut din rai, Adam, până când i-a mai venit Mântuitorul, ia ca s-o închina pe la idoli. Bine că au avut ideea de divinitate. Că în zona aia a Mesopotamiei exista ideea de divinitate pe vremea aia. Pe când la alții nu știu dacă prea exista. Măcar pentru asta trebuia. Că nu îi spuneau Allah, îi spuneau cumva. Dar l-a încălțat ăștia și sliceri. Păcat că distrug. E istoria lor. Păcat că distrug. În numele cui? În numele cui? În numele lor. Că nu în numele religiei. În numele lor. Ca să arăt ei cât de deștepți sunt, cu barosul în mână. Dragii mei cetățeni, nu putem decât să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea pace și înțelepciune. Și în rest, vin toate de la sine, frumos.
O seară bună vă doresc. Noapte bună.